Dar nu ți-a fost greu atât, 14 ani singur în București? Cinstit, la modul cinstit, adică, știi, ok, înveți... Primul rând, eram toți în două clase, mergeam toți la masă, telelitura aparataj, mâncam la cantina la 23 acolo, unde erau loturile olimpice. Da, rău. Să joci totuși la 14 ani la echipa națională a României, să-ți cânte imnul. Nu era, e chiar așa rău. Nu e chiar așa rău. Cu toate că, da, eram o vârstă foarte fragedă. Da, când te vezi 22 de ieși în cămin acolo, te iei cu, te iei cu alta, a mai trecut o seară. Da, și acum trebuie să și recunoaște. Părinții veneau la aproape fiecare săptămână, veneau la noi. Păi da, dar vezi, aici nu se mai pupă cu ce zici, că ai avut ceva talent dacă te țineau oamenii acolo, că altfel te făceau coleț și te trimiteau înapoi, nu? La... Mă refer că n-aveam talentul care l-aveam la hockey. Am înțeles. Era mult mai talentat la hockey. Ți-a părut rău vreodată de treaba asta, la modul sincer? Adică, mă, no, ok, în România da, n-aveai ce hockey. România pe vremea aia nu... Erau patru echipe cu totul și erau așa... patru echipe. Dar ca copil îmi plăcea hockey, fiindcă ne mai duceam la Suceava, la Miercurea Ciuc, veneam la București... Până la 14 ani, ca copil... Da, erau lucruri interesante astea. Stăteam doar în Galați și jucam în Galați între noi acolo. Nu era niciun turneu. Era un singur turneu pe an, la Bacău, Cupa 1 mai. Și iarăși aceeași întrebare. Nu era greu cu echipamentul? Acum e ușor, te duci în primul mall, cumperi sau pe site, așa mai. De unde erau echipamente atunci? De erau gratuite. Gratuite tot. Păi și la fotbal. Mă duceam, sau de multe ori ne dădeau o ciocolată sau o cană de ceai. Asta era tot. Acum ca să duci copilul la fotbal, cam trebuie să plătești ceva, trebuie să dai niște bani. Și trebuie să-l plătești și pe copil ca să... Ca să, da, da, dacă mai nou, acum copiii spune, mă duc la antrenament dacă mi-e ceva. Dacă mi-e corect, așa este. E o problemă. Pe vremea aia te duceai, dar te duceai din, spunând că nu te obliga nimeni, te duceai efectiv din plăcere, din dragoste. Că nu te obliga nimeni să duci la hockey. Nu, nu. Mă duceam când plăcea. Cum și la antrenamentele la hockey nu erau cele mai ușoare din lume, din contră. Da, poate de mic îmi cam plăcea că acolo ne mai și băteam așa cu prosele. Da, am înțeles. Dacă se uite cineva atent, eu am arcadele, am două sparte de la hockey. De acolo? Da. Deci până în 14 ani ți-ai spart ambele arcade? Da. Deci ai fost cu mințel așa. Ai căzut, ai alunecat și s-au spart. Ne duceam la Miercurea Ciuc. Nu ne dădea nicio ciocolată. Intram în magazine și cumpărăm o ciocolată, nu ne dădea. Deci de atunci exista prietenia. Da, da, între noi cu ungurii. S-a inventat acum, după... Ei, astea sunt... Astea erau vremurile. Da. Dar tot amintești de ciocolată, îți plăcea? A cui nu-i place ciocolată? Dar spune-mi ceva, era numai talent sau era și... Da. Talent... Sau era și muncă? Îți plăcea să alergi? Foarte mult. Da? Dacă știe cineva stadionul ăla de la Dunărea, după fiecare... Acolo am debutat, te rog frumos, la Naționala Jurnaliștilor, da. La 96. După fiecare meci, mai lăsa lumea hârtii. Nu-mi spune că le adună. Noi, antrenorul, ne punea și făceam... tot turs și urcam scările și strângeam cu noi. Stai, asta era antrenamentul nostru lunea. Făceam curățat. Duminica fusese meci? Meci. Da, oamenii lunea, așa? La antrenament, noi curățam... Nu mai dădeau banii pentru doamnele de serviciu și... Copiii toți cu pungi din alea mari. Înseamnă că cei care se uită acum la noi, dumnezeu, sunt doi care vorbesc de altceva, sau cel puțin unul păi din trei. Eu dacă aș pune acum la antrenorul să copiii să facă curat. Ce să face, ia să strângi. Da. Și asta se făcea lunea. Era... Lunea, ăsta era antrenamentul nostru. Ajungeai frânt acasă, la dormitor? Mai aveai timp de altceva? Bine, era... Ne mai duceam la școală și stăm sus. Vă încurca prezența. Un pic școala, da. Da, era doar prezența la școală, că trebuia să ne ducem la școală, dar oricum stăteam, aveam ceva distanță până la stadion. Mergeam cu bicicleta, mă întorceam cu bicicleta. Frumos. Până mi-a luat tata bicicletă. Când aveam bicicletă, simbam între tramvaie să mă luam tramvaie. Și a venit Dinamici. Salut, Dănuț, vrei să vii la Dinamo? El te urmărea, dumnealui, te urmărea de când... Aveam un... Era un antrenor la Galați, Spiridon Niculescu, dacă nu mi-a dus bine. Jucase portar la Dinamo.
Și a spus, am un băiat. Da, sau... da. Bine, după aia am aflat că Naș a vrut să mai ia la Olt. Dumnezeu să-l ierte pe Balaci. Înainte, ca să mai ia Nea Mircea la Dinamo, el a vrut să mai ia la Olt. El juca la Olt. Deci ai avut ofertă Steaua să te ia, Oltul, care în vremea Oltul era... Da, era, da, da. Era singur care avea voie să bată pe Dinamo. Da. Și da, Dinamo. Da. Da. Trebuie să recunoaștem că echipa pe care a făcut-o Nea Mircea 86-90... Nu se cam mai poate face niciodată, mai... clar. Adică să nu ne ascundem, nu avem ce să... Da, îți dau cuvântul meu, doamne, mergeam în deplasări și ne ruga să nu le dăm mai mult de 3. Aveam o echipă foarte asta acum, da. Și ai venit la Dinamo. Mai ții minte primele zile? Că prima zi, bănesc, era cu Botez, cu... Nu, Botezul l-am luat după aia când am luat la București. Că când am venit, ne-a dus în cantonament pe undeva pe la munte, nu mai aduc aminte bine, unde am stat vreo 10 zile. La Câmpina, nu? Nu, la Câmpina. La Câmpina dar îți povestesc și cu Câmpina aia, drăguț, când venea iarna, venea să iau un ciocan să-mi dau una peste glezne. Păi ne sula la 7 cu trompeta, nu râde. Ne-a alergat 10 km pe asfalt și treceau tirul uite așa pe lângă noi și noi alergam. Și era un ger pe vremea aia, tată. Era iarnă, nu ca acum. Ea încearcă să mai faci asta acum. Le-am spus fără supărare la toți jucătorii care se joacă în divizia A la ora actuală, dacă îi duc 10 zile la Câmpina pe programul pe care îl făceam noi, 90% din lasă. Se lasă. 100% se lasă. Dar era bine sau era rău? Adică acum cu antrenamentele astea moderne, că le-ai prins, cum s-ar spune, pe amândouă, adică și epoca modernă și perioada aia de atunci. Să știi că ne mergea perioada de iarnă oricum, o face la fel, nu mai sunt condițiile de atunci. Și făceați performanță voi, spre deosebire, nu vreau să fiu răutăcios. Da, chiar aveam generația de azi, da. Aproape fiecare an ajungeam în semifinale, era ceva pentru... Da, noi. Pentru fotbalul nostru. Steaua era mai sus la Forban și ei la fel tot cu zupadă, da. Voi aici, adică da, dar noi te-am spus, era o veselie. Unitate militară, cu drăguță. Trompeta vă trebuie. N-avei cum să zici că n-a auzit ceasul. Nu. Și gândește n-a sunat că, ăsta. Când se termina antrenamentul, cel mai mare sprint era către cameră. Fiindcă n-aveam calorifer, aveam o sobă. Și stăteam 6 inși în cameră. Trebuia să prind soba. Să prind soba, să sus hainele, că altfel făcea cu ele de antrenament. De semifinalista Dinamo București, din cupele europene. Dar să știi că... Da, sunt amintiri, da. Aș mai vrea să mai mă duc o săptămână la Câmpina, cu toate că pe vremea aia uram Câmpina. Cei când se termină? 10 zile acolo. Când ai intrat în vestiarul lui Dinamo, au tremurat picioarele? Sau erai... Nu, că am fost mai tupeit. Asta zic. Nu. Nu. Nu, fiindcă... Dacă n-ai dat roata așa, am fost, când ai trecut cu camera de luat vederi peste ei și ai văzut ce jucători sunt acolo... Dai seama, ce puteam eu să-i spun lui Cămătaru, lui Balaci, lui Andu, lui Prednic... Ai prins loc? Lui Mișa Klein. Vestiar, da. Mă, nu că am prins loc, atunci venea și spunea tu te simbi acolo, nu era... Te-a ajutat mult tupeu? Faptul că n-ai fost moale, hai să o spunem așa. Da, fiindcă de obicei am cam... Poți să te mai pierzi, să mai gândești cine e acolo în vestiar. Să mai tremur. A, nu, să știi că totuși nu. Am fost un copil care am știut să respect, dar nu m-am lăsat așa, puțin călcat în picioare. Poate și de-aia nici nu am mulți prieteni. Hei, nu pleca! Abonează-te la canal și notificări și afli primul ce noutăți din sport avem pentru tine! Mulțumim! Ne vedem la știri și pe as.ro!